Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți la un eveniment, aș spune eu, plăcut și așteptat atât de administrația publică locală cât și de Romașcani. E vorba de deschiderea sezonului estival la Ștrand, deschiderea Ștrandului și iată că începând de astăzi toți romașcanii pot beneficia de câteva momente de relaxare în Ștrandul Municipal. În această zi, așa cum am spus, intrarea este liberă pentru orice doritor. Ne-am venit și noi, domnul primar. Sigur că da, vă așteptăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne sprijiniți în demersurile atât locale cât și naționale, pentru că nimic nu faci de unul singur, tot timpul sau de cele mai multe ori lucrurile se realizează în echipă și acesta este un lucru știut. Faptul că în acest an am încercat să facem, să redăm Ștrandul într-o formă așa cum am obișnuit, întreținut cu vopsele refăcute, cu igienizări, achiziționare de șezlonguri, de umbrele, tocmai pentru a crea un spațiu confortabil și un spațiu curat, am considerat că trebuie să ne implicăm și în acest an. A fost o alocare bugetară mai puțin consistentă față din alți ani, dar sigur, știți și dumneavoastră, situația în acest moment este una mai delicată din punct de vedere al cheltuielilor, de aceea am încercat să facem exact strictul necesar, cu clar cu dorința ca în anul viitor să intervenim mai consistent la anumite zone care trebuiesc refăcute. Știți că programul este în fiecare zi de lucru de la ora 9 la ora 21, exceptând zilele de weekend când programul este până la ora 22. Ne așteptăm pe romașcani să profite de zilele frumoase și astfel să ne întâlnim aici pentru cât mai mult timp în acest an. Anul trecut am avut zile cu nori, a fost puțin afectată activitatea de încasare, să-i spun așa. Sper că în acest an să putem beneficia de cât mai multe zile însorite, atât pentru romașcani cât și pentru administrația publică locală și de aceea vă așteptăm cu toții să fiți aici în Ștrandul Municipal. Și am să vă rog și pe domnul președinte George Lazar, mulțumindu-i că este alături de noi, de administrația publică locală încă o dată și sunt convins că și de aici înainte vom putea face o echipă pentru a construi și a dezvolta frumos Romanul. Să ne adreseze și dumnealui un cuvânt de încurajare. Mulțumesc, domnul primar, mulțumesc, Leo, pentru invitația de a fi astăzi împreună cu administrația publică locală, cu dumneavoastră, la redeschiderea Ștrandului Municipal Roman pentru sezonul 2023 estival. O investiție care a prins contur tot într-o administrație liberală, administrația lui Laurențiu Leoreanu de atunci. Un proiect foarte bun, un proiect necesar pentru Roma și nu doar pentru romașcani, pentru că știți foarte bine aici, adresabilitatea nu e doar pentru locuitorii municipiului Roma, vin foarte mulți doritori de a petrece timp de calitate din foarte multe alte localități din județul Neamț și nu doar din județul Neamț, ci din alte localități care sunt de pe area celorlalte județe. Din punctul meu de vedere, investiția de la Ștrandul Municipal Roman e o investiție foarte bună, care cred că aduce și un plus valoare atât în viața publică și viața socială, dar aduce un plus valoare și în bugetul administrației publice locale. Teoretic ar trebui să fie undeva un mic profit acolo care să rămână la sfârșit de sezon administrației publice locale, de o investiție care acum, dacă vorbim, eu știu, anii 2008-2010, acum 14-15 ani în urmă, doar municipiul Piatra Neamț se putea lăuda ca un strand la un nivel sau la un standard foarte ridicat. Astăzi, cred că Romanul, prin ceea ce a creat aici, prin Ștrandul Municipal Roman, cred că suntem peste Piatra Neamț la acest capitol și suntem un pol de bune practici, un exemplu de bune practici și pentru localitățile învecinate și pentru localitățile din celelalte județe, inclusiv Bacău, Vaslui, chiar și Iași, care sunt, din punctul meu de vedere, undeva mai deficitar la capitolul investiții în zone de agrement. Cu restul romașcanilor și dumneavoastră să avem o vară plăcută, o vară bună și să petrecem timp de calitate în municipiul Roman și în Ștrandul Roman. De pe aștept să se încălzească afară, să intrăm în perioada de concedii, să vin și eu copiii, așa cum am venit în fiecare an, să practicăm sporturi de apă și să ne simțim bine. Doamne ajută și felicitări, domnul primar, pentru... Mulțumim și mulțumim și pentru tot ceea ce faceți pentru municipiul Roman. Mulțumesc! Mulțumim.